Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, a săvârșit astăzi slujba de sfințire a apei și sfânta liturghie în paraclisul mitropolitan Sfântul Nichita Romanul din Sibiu. În cadrul Sfintei Liturghii, ierarhul a citit rugăciuni pentru încetarea epidemiei și pentru ocrotirea tuturor celor care luptă acum în spitale pentru a salva vieți omenești. La final, înalt preasfinția sa a vorbit despre sărbătoarea izvorului tămăduirii și despre ocrotirea de care se bucură din partea Maicii Domnului toți credincioșii care își pun nădejdea în puterea sa de a mijloci înaintea Mântuitorului Iisus Hristos pentru mântuirea și sănătatea lor. Suntem încredințați că rugăciunile pe care noi le adresăm Maicii Preacurate, și nu sunt puține, sunt cele mai multe rânduieli și slujbe, pentru că ea este mai cinstită decât îngerii, decât arhanghelii, mai cinstită decât herofimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, pentru că ei se cuvine această preacinstire, ea ne ajută mai mult decât oricând și în orice prilej, mai ales acum, când teama, frica, îngrijorarea și toate celelalte care sunt asupra noastră, în această perioadă, ea ne este de folos. Astăzi se cuvine ca să îi înălțăm rugăciune, să citim una dintre alcătuirile acestea liturgice, un acatist, un paraclis, pentru ca Maica Preacurată să stea în ajutorul nostru. Ea să trimită spre noi izvorul tăvăduirii, în așa fel încât cei care sunt astăzi bolnavi în spitale să primească mângâiere, cei care sunt în neputință și închiși și izolați în casele lor, să primească putere și ajutor și întărire în credință și în speranța întâlnirii cu Hristos în bisericile noastre. Este speranța noastră a tuturor. Ierarhul i-a îndemnat pe toți credincioșii care urmăresc Sfintele Slujbe prin intermediul transmisiunilor online să se roage în această zi de praznic închinat Maicii Domnului pentru ca această pandemie să înceteze.